Știți cine a fost astăzi la în ministerul domnului Vozdanian, domnul Virgil Măngurean? Da, cel care a năsit mai multe partide în istoria ultimilor 23 de ani, dar care mai degrabă este cunoscut ca unul dintre cei care a orchestrat diversiunea de la Târgu Mureș în 1990 și s-ar putea să fie avut implicații majore în 13-15-90. Cred că domnul Ilieșiu, care între timp a schimbat barca, își amintește foarte bine despre crimele de la Mineriade și cred că ar putea comenta implicarea domnului Măgureanu în aceste acțiuni împotriva cetățenilor români care cu sutele și miile au fost în mod abuziv reținuți de către poliția de atunci, de către miliția de atunci, și cred că asta este tulburător, faptul că aceste personaje încă mai sunt contemporane cu noi. Ce să spun? Nu cred că e subiectul emisiunii. Da, domnul Măgureanu are o istorie care cumva se leagă de mineria. Dețin minte că erați unul dintre cei care venea la institutul pe care îl conduceam alături de domnul Stanomir cu lungi liste de plângeri la adresa celor care au comis crime. Și mă întreb dacă dumneavoastră îl percepeți ca pe acest apropiat al domnului Vozdanian, ca pe unul dintre... Dar nu este un apropiat al domnului Vozdanian. A fost un minister, probabil. Deci este o acuzație care nu se bazează pe nimic.